Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Planeta lui Max Suntem aici pe seria noastră la căsuța mea micuță și frumoasă Și v-aș să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade în seria asta Să strângem cât mai multe Poate reușim să strângem la clipul ăsta, nu știu, 7000 de like-uri La ultima am strâns, cred că vreo 6000 sau 5.000 și ceva, mă rog, era ultima oară când m-am uitat, așa că hai să trecem la treabă. Ei bine, în episodul de azi am de gând să mă duc să fac rost de diamante, acum cel puțin să încerc, nu știu dacă o să reușesc neapărat să fac chestia asta, aici avem micuța fermă pe care nu am așteptat să o facem ca lumea, gen nu am crescut-o complet, însă o să o creștem în episoadele viitoare sau o să crească ea, având în vedere că o să stau astăzi, 20 de minute, 25, 30, cât o să fie nevoie să filmez acest episod. Ok, hai să luăm cartofii ăștia prăjiți, pentru că cui nu-i plac cartofii prăjiți, să fim sinceri acum. Deși cred că n-am mâncat cartofi prăjiți de o grămadă de timp, frate, dar mă rog, nu asta contează. Hai să facem acest în cop. Mai facem eventual încă un cop, ca să avem acolo cu noi pentru că o să mergem astăzi în peșteră. Hai să ne asigurăm că avem multe torțe. Bă, cam că ceva căul pe aici. N-am căul, nu? N-am, pentru că abia le-am pus pe alea. Ok, nu avem căl deloc, dar torțe, am 24 de torțe. Hmm, nu o ducem tocmai bine când vine vorba de chestia asta, dar mă rog, o să luăm niște lemn cu noi și în momentul care găsim niște căl, o să facem mult căl. Cred că e cel mai ok așa, nu? Adică cum altfel aș putea să fac. Și luăm cartofii ăștia prăjiți, păstrăm și carnea. Ok, ne pregătim încet, încet. Și fraților, am văzut că vă place seria asta mult, așa că o să continui să fac episoade. Hai să ne facem și o sabie. Mi-a zis cineva că toporul de iron... Hai să facem și un topor de iron, de ce nu? Mi-a zis că toporul e mai bun ca să omori... ca să omori animale gen. E mult mai bun cică decât sabia. Acum nu știu dacă e adevărat neapărat. Bă, cred că se face seară, așa că ar trebui să dormim înainte să plecăm. Dar o să încerc oricum să folosesc toporul în momentul în care mă bat cu Mobi pentru că n-are rost să-i bat cu sabia având în vedere că e destul de greu PvP-ul pe 1.10. Mi-a zis cineva că Max, tu nu te-ai uitat pe forumul de la, de la Mojang sau ceva de genul ăsta cum se folosește PvP-ul Trebuie să înveți chestii de genul asta, da, într-adevăr, nu m-am uitat, știu ca idee cum se folosește, însă, pur și simplu, având în vedere că în fiecare zi mă joc Minecraft cu PvP-ul normal, îmi e greu să mă acomodez cu PvP-ul ăsta, știi, cam asta e ideea, nu e faza că nu-aș ști cum funcționează și cum trebuie să faci. Însă na, având în vedere că m-am învățat cu alt fel de PvP, e destul de complicat să mă acomodez cu asta pentru mine. Mă rog, hai să încercăm să mergem până la stratul 13, 12, pe acolo pe undeva oricum și să facem rost de diamante pentru că avem nevoie de multe diamante. Și port o bluză de data asta pentru că e destul de fric, fate. Adică m-am trezit pe la ora 11 noaptea, ca să înțelegeți, am dormit așa de amiaz m-am pus să dorm pe la 7-8 seara și m-am trezit pe la 12, 11, nu știu exact cât era, mă rog, nu asta contează și frate, mi-a fost un frig, chiar dacă am dat după drumul la căldură, mi-am luat bluza asta și acum nu mi-e prea cald, deci o să o păstrăm, o să o purtăm în continuare. Hai să mai mergem ceva, pentru că momentan probabil încă suntem la stratul 30, ia. Suntem la stratul 34 acum, ok, o să mai mergem puțin în jos, după care o să mai verificăm o singură dată. Adică nu vreau să las chestia aia cu stratul pe ecran, sincer să fiu, mă enervează foarte tare chestia aia și ocupă o mare parte din ecran, frate. Și mă uit la mine să văd cum mă vedeți și dacă mă vedeți bine și dacă se aude bine și dacă totul e ok. Pentru că se mai întâmplă uneori să filmez și să nu fie totul în regulă și atunci e destul de nașpa, frate. Și astăzi începe următoarea săptămână de școală, să zic așa. Și am văzut că Republica Moldova a fost vacanță, Destul de nașpa că n-am avut și noi vacanță și destul de nașpa că noi în România, frate, avem doar vacanțele alea, gen, de iarnă, de paște și de vară Mă rog, și mai între semestre o săptămână, am impresia, dar nu avem așa săptămâni de vacanță cum au alții, gen, în Germania Am un prieten în Germania, frate, și cred că are odată la trei săptămâni o săptămână de vacanță Mă rog, acolo vacanța de vară e foarte scurtă, gen, o lună și trei săptămâni, din câte am înțeles, sau hai, două luni dar știu că termină pe la finalul lui Iulie Și încep deja prin 1 septembrie Mă rog, pot să greșesc Pentru că abar n-am exact cum funcționează lucrurile Știu doar din ce mi-a zis un prieten Că așa funcționează acolo uh, Suntem la stratul 11 Ok, hai să mergem aici tot înainte Și să încercăm să găsim diamante Uh, redstone, nice Deci vreau să minez în episodul de azi Iar în episodul viitor o să O să încerc Să fac un uh portal spre Nether. Știu că nu o să funcționeze neapărat chestia asta pentru că trebuie să găsim Obsidian și nu știu unde găsesc Obsidian, dar o să încercăm și o să facem tot posibilul să găsim. Uh, nice, nice. Chiar aveam nevoie de căul. Deci chiar am zis, frate, trebuie să găsesc căul ca să fac torțe și uite că l-am găsit aici. Însă oricum trebuie să facem rost de da, diamond, de diamante, cum vreți voi să le ziceți. De multe ori nu știu dacă să zic în română sau în engleză termenii ăștia pentru că Na, și diamante și diamond sună la fel de bine, nu? Mă, la ce stratus, Frate, am auto jump ul ești nebun? De ce am auto jump ul pe on? Nu înțeleg, hai să dăm dan ca să se salveze chestiile, pentru că altfel am impresia că nu se salvează. Dar auto jump ul ăla e cea mai mare prostie, dacă mă întreb pe mine. Adică, frate, poți să apăs singur pe space. N-am nevoie să-mi apeși tu, înțelegi? Ia, stratul 10... Hai să mergem aici, Ok aici o să ne oprim și o să mergem în partea asta Sau mai mai jos cu una pentru că trebuie să fim la 13 Ok și aici o să mergem în partea asta și o să încercăm să găsim diamante Hai să facem și niște torțe Adică deja ne permitem să facem torțe Avem 24 de bucăți de căul U, Avem un stack de torțe aici nebun Și sper să nu mi se termine tână copul, Adică mai am unul însă totuși văd că s-a terminat destul de repede târnăcopul până acum, deci s-ar putea să ni se termine în timp ce o să minăm și poate nu o să găsim diamante până atunci, dar eu sincer sper să găsesc o mină pe undeva, așa că asta o să încercăm să facem, să găsim o mină, chiar dacă e destul de greu să găsești o mină, ia, yeah, unde e redstone și că sunt și diamante, așa că hai să sperăm că o să găsim și diamante pe aici pe undeva, nu, no, nu, no, no diamonds, please, Place diamonds for me Oricum e bine că fac level și în momentul în care o să am enchantment table O să pot să Se enchantez cu level 30 Și na, da, vreau să fac un cop de diamond cu enchant level 30 Ca să minez totul extrem de repede Gen îmi dă un efficiency 4 Și o să fie totul super super OP după Mi se sparge pickaxe-ul stai imediat Dar mă rog nu contează Mamă cât căul ești nebun Deja m-am să iau căul da, să spartă în copu. oh, mai avem încă unul. Băie e bine. Hai că nu o să avem probleme atunci când vine vorba de târnă cop. Deci ne descurcăm. Și am shader, frate. Dar shaderul ăsta pe care l-am eu e foarte, foarte... Gen, nu prea observi că ai shader, știi? Adică, na, e ceva așa foarte discret, să zic. Abia observ. Și pentru cei care m-au întrebat cum se numește shader se numește... Slidurus, Basic Shaders, și vedeți voi acolo versiunea, am lăsat și în comentariu, am răspuns Oh my god! Am, am găsit diamante. V-am să zic că am răspuns și cuiva în comentarii că Zim, te rog că 3, măcar, te rog 3. Nice, nice, my friend, 4, 5, bă ești nebun. Hai să punem o torță aici ca să fie lumină multă și frazilor putem să spunem oficial că am găsit diamante și în această serie. Deci toată lumea e fericită Eu sunt foarte fericit Avem și lapis la zuli Ia să vedem 1, 2, 3, mamă 5, 6 diamante Ești nebun? Holy fuck Uite că era lângă redstone Bă, ești nebun? Deci e adevărat că lângă redstone mai găsești uneori diamante Mă rog, probabil e o coincidență din aia foarte stranie Dar mă rog Ia să mai minăm pe aici să fim siguri că nu lăsăm niște diamante Bun, avem 6 diamante în momentul ăsta, deci putem să facem un târnăcob, însă ar trebui să găsim ori lavă, ori obsidian, mă rog, lavă, pentru că dacă găsesc lavă deja am găsit și obsidian, știi? Dai să mergem sus, pentru că nu mai are rost să continuăm acum, mergem sus să facem niște apă, după care o să venim aici și o să minăm în continuare, că dacă aș găsi acum lavă n-aș avea apă să fac obsidian din ea, știi? Deci urcăm repede până sus, băi e bine că am făcut așa cu scări pentru că na, pot să urc și să vin înapoi când îmi doresc eu, așa că totul merge bine. Hai să mâncăm acest cartof. Deci shaderul ăsta nici măcar nu observ că ai shader, frate, pur și simplu schimbă culorile și face iarba să se miște și e mult mai colorat tot. Mie mi se pare super, super drăguț, așa, poate o să luăm un shader mult, 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 mult mai, uh, gen ăsta nu prea consumă, puteți vedea am 400, 388. 400 de frame pe 500 de frame -uri. Deci nu e un shader care să consume E un shader care pur și simplu îți schimbă culorile știi? Ok, hai să facem și târnă copu. Nu o să-l folosim când vine vorba de minat Pentru că n are rost și nu vreau să consum în felul ăsta chestiile Dar hai să facem o găleată Ok, găleata asta o să ne ajute Și hai să mergem să luăm niște apă Nu luăm apă de acolo, luăm apă de aici Bun, avem o găleată cu apă Hai să mergem înapoi în mina noastră Sau Oare există vreo șansă să găsesc lavă pe la suprafață? Există o șansă, mă rog, dar probabil e șansa mult prea mică ca să stau acum și să caut, pentru că asta ar dura destul de mult timp. Mamă cât de frumos e totul pe aici, avem plaje, avem tot ce ne trebuie. Îți dai seama, să, stai, să ai o casă așa în mijlocul câmpiei, să nu fie nimeni pe lângă tine, să ai plajă, să faci baie cu caracatița sau ce fie la squid, mă rog. E ciudat că Caracatiță se zice Octopus. Squidul e ceva mai diferit, am impresia, dar oricum, eu o să zic Caracatiță pentru că nu știu cum se traduce Squid. Poate tot Caracatița, nu cred, adică Caracatița are 8 tentacule din alea sau ce ori fi ele. Voi aveam aici căul, ești nebun? Hai să luăm și căulul de aici. De ce nu? Deci da, Caracatița are 8 tentacule și squid nu, nu cred că are 8, adică din ce am văzut eu are mai puține, cred, nu știu, poate greșesc, mă rog bă, hai că nu mai au coul ăsta cum enervează prea mult și deja avem suficient de mult, am un stack și ceva de coul. De fapt, fix un stack am, ești nebun. Ok, hai să mergem jos și să încercăm să găsim o peșteră, frate. Probabil o să găsim destul de greu una, dar mă rog, încercăm. Încercăm să găsim o peșteră, adică sunt peșteri peste tot care ar fi șansa să nu găsesc eu una. Suntem la stratul 13 acum, ok. Suntem la stratul 13, hai să mergem înainte cu minatul. Pentru că în partea stânga am fost deja, uite, oh, aici am mai fost eu. Facem așa și minăm în continuare. N-are rost să mergem mai jos de atât pentru că deja suntem destul de jos. Adică stratul 13 e suficient ca să găsești diamante. Ai 12. Mergem la stratul 12 că tot am găsit redstone-ul ăsta. Redstone-ul e bun. E bun, poți să faci destul de multe chestii cu el, mai ales dacă știi să faci construcții care au nevoie de redstone. Însă pentru mine e foarte eficient acum că îmi dă level, adică XP, știi? și eu am nevoie de tot XP-ul din lume, dacă se poate. Cu cât mai mult XP, cu atât mai bine, fraților. Deci vă recomand să faceți rost de redstone la început, după care o să ajungem în nether și acolo o să facem rost de de quartz, care quartzul, știți și voi, îți dă o grămadă de XP. Și dacă o să găsesc... Ia uzi. Aud aici ceva. au ceva aici Trebuie să fie o peșteră Uu, am găsit ceva? Am găsit ceva, fraților, am găsit o peșteră. Hu, și e lavă acolo, mă rog, e foarte puțină lavă, dar sper să mai găsim. Oh my god, nu. 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 Mori, mă, mă, mori Oh my god Credeam că cu toporul nu trebuie să folosesc PvP-ul ăla din 1.10 Holy fuck Hai să ne îndepărtăm puțin Că o să ne scadă ceva HP Mă rog, lăsăm asta așa Pentru că oricum nu poate să vină unul mob pe acolo O să ne scadă ceva HP Încă 17 secunde ești nebun Bă, dar oricum sunt fericit că am găsit peștera aia O să o explorăm acum să nice, ducem super bine momentan Avem peștera găsită deja Avem tot ce ne trebuie Hai mă, du-te poisonule Urăs poisonul și ar trebui să ne facem full Pentru că nu vreau să mor Acum cu level 20 Și am văzut că mai sunt ceva mob pe aici Ok, hai să mergem repede să punem acolo o torță și ar trebui să umplem chestia asta cu torțe dacă vrem să fie bine. Bun, bun, bun. Uite că e și acolo sus ceva, dar momentan o să explorez pe aici jos pentru că... Na, nu cred că e lavă pe acolo. Oh my god, iar diamante și... Un creeper. Nu. Nu bubui. Da, na, n-ai cum să zici unui creeper să nu bubuie că... Bă, păi, nu știu dacă... Vezi? Ceva de genul ăsta e pvp cred. Cel puțin așa știu eu că e. E cam retardată ideea de PvP Da, na, mă rog Merge și așa E ok, având în vedere că e doar pe survival Și nu o să fie pe Skywars și pe alte minigame-uri Accept ideea Dar dacă ar fi PvP-ul ăsta pe minigame-uri Gen Skywars, survival games, cred că aș fi nebunii puțin Văd că mai avem și aici peștera Uuu, uh, gold Mamă, e bine, rău de tot Hai că am găsit o peșteră mișto rău Deci chiar eu Uuu, uh, lavă, lavă, lavă Hai să aruncăm niște Dirt și niște Cobblestone și eventual mai putem să aruncăm astea. Poțiune de healing, ești nebun. Spider Eye, găsim noi mulți, mulți uh, spideri, deci ok, putem să aruncăm. Mamă cât gold am găsit aici. Mă rog, goldul nu mi se pare extrem de util, adică depinde, depinde, pentru beacon eventual e util. Oh my god, oh my god, nu. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu e bine. Ce acolo? Trebuie să rămână acolo. Cazi în lavă, fraiere. Bă, tu ieși din lavă și mă mori. Bă, dar poate un creeper să nu bubuie o singură dată în viață? Oh my god, nu. Ok, am, I'm, am, I'm, I'm done, plec Nu, 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 nu mai pot să rămân aici Chiar nu mai pot să rămân aici nu Holy fuck Holy fuck Bă, nu m-am uitat Ăla are niște lavă, sau mi se pare mie Ok, acoperim aici Bă, lasă-mă, Dacă se ia ăla de mine Sunt mort Așa că o să trecem pe lângă el în felul ăsta Ok, nu e nimic pe aici Nu uităm în jos, chiar nu vreau să zic ăla că Mă uit la el sau ceva Și nici nu vreau să-l atac Pentru că asta probabil ar fi cea mai mare greșeală Pe care am făcut-o eu Mă rog, și ar trebui să acoperim apa aia. Dar nu e nimic interesant aici. Oricum am găsit multe diamante. U, uh, ok. Și am găsit cel mai important lucru pentru mine. N-ai nice. te rog, e multă lava aici. Ok. Bun, bun, bun. zim că mai e lavă, deci, oh, nu, cred că mi-ajung, 10 bucăți îmi trebuia, am impresia, nu, 2 jos, 3, 3, 6, 8, da, 10 bucăți. Să ne asigurăm, oh my god, e și jos lavă, vezi? Dacă nu ne asigurăm acum, eram cam morți. Bă, da, e multă lavă, Ok, o să lăsăm asta așa. Hai să ne luăm turnă copul. Hai să aruncăm niște cobblestone. Chiar dacă cobblestone-ul nu e cât de cât util, știi, adică te ajută, dar na Trebuie să-l aruncăm pentru că avem nevoie de chestii mult mai importante. Păi și unde mi-e galeata cu apă? Am, o, am risipit-o cumva, mă rog, nu mai avem nevoie de ea momentan. Uite că lava aici. Nu, 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 așa vreau să acopăr exact lava. Bun, e bine. Și acum ar trebui să luăm tot obsidianul ăsta și gata, nu? Am, am fi Gucci to go, gen, am putea să mergem în nether. Oh my god. Ok, avem grijă cum facem acolo pentru că s-ar putea să cad în lavă. Și cred că asta ar fi cea mai nașpa chestie care mi s-ar putea întâmpla, dar mă rog, sper să nu mi se întâmple pentru că aș și nebuni. Deci chiar a și nebuni dacă aș credea în lavă. Și un episod ăsta destul de productiv dacă mă întrebați pe mine, adică uite-te și tu cât te am făcut. Am găsit diamante, am făcut un târnăcop, am găsit uh, obsidian, putem să mergem în nether. Știi care e faza? Să nu fie lavă pe aici pe undeva. Uh, ok, ba e lavă. Să nu fie lavă pe aici pe undeva și să vină un mob să mă arunce în lavă, că mi s-a mai întâmplat. Mi s-a mai întâmplat pe alte serii și e cea mai nașpa chestie gen. Ah, nu, nu, nu. Ok, hai să acoperim și acolo. Oricum am avut mare noroc să găsesc chestia asta și nici măcar n-am explorat toată peștera, pentru că e o peșteră extrem de mare. Dar o să explorăm imediat, șapte bucăți, ok, astea trei și suntem perfecti. O să reușim să facem totul bine și văd că apa se balansează pe shader-ul meu, ești nebun? Ce mișto e. Chiar mi arată și de tot, uite cum se balansează, Nu știu dacă vedeți, mă rog, probabil vedeți, adică ce motivație avea să nu vedeți chestia asta. Niciunul. Ok, nu e lava aici sub, așa că putem să luăm asta fără niciun fel de problemă. Și în următorul episod să mergem în Nether. Deci, da, așteptați-vă ca în episodul care probabil o să apară mâine. Mamă, ești nebun. Facem aici la Obsidian. Hai să-mi iau apa înapoi, că am nevoie de ea. Și ăsta e un loc, hai să apăsăm F3 și putem să reținem coordonatele. Adică o să știu și eu că e la clipul ăsta pe la minutul 20. În cazul în care o să mai am nevoie de obsidian vreodată. 10 bucăți mi ajung momentan. Nu vreau să am mai multe pentru că asta ar dura destul de mult timp. Și hai să explorăm aici cam tot. Adică chiar vreau să explorez. U, diamante din nou! Frate, cât noroc am! Pe bune, cât noroc am! Ploaie de diamante, ești nebun? Direct ploaie cu diamante, frate. Uite te și tu, hai câte îs Să nu cad în lavă, că mi se mai întâmplă să iau așa diamantul Vezi? Holy fuck, nu vine să cred că face așa ceva Minecraft-ul și ne trolează în felul ăsta gen E o, e o singură bucată uh! Pleacă de aici E lavă peste tot O singură bucată de diamant Nu mai e ploaie de diamante Adio ploaie de diamante Avem 10 diamante Bă, oricum e bine Hai să explorăm încă un diamant. Bă, frate! Deci asta e plină cu diamante Peștera, frate, frate, al treilea loc în care găsesc diamante, pe bune. Ați mai văzut așa ceva? Eu, eu, dacă mă duceam într-o peșteră maxim găseam o dată, hai, am găsit cred că o singură dată în viața mea de două ori într-o peșteră. Da, să-mi dea de trei ori diamante, deja e mult rău de tot, părerea mea. Adică, da, e mult. Hai, pleacă o dată lavă de aici că vreau să-mi iau diamantele. Sper că e mai mult de unul Măcar două Bă frate glumești ce chestie chestia asta Doar câte un diamant frate Mă bucur de jaba aici nebun Hai să luăm și ironul Că o să avem nevoie de iron Armura avem oricum E bine adică ne descurcăm ok Dacă mai găsesc încă o dată diamante o să mă sinucid probabil Deci da probabil nu o să mai găsim pentru că Destinul nu cred că vrea să ne sinucidem nu? Sau poate vrea? O să aflăm imediat Imediat o să aflăm chestia asta Mă rog, hai să luăm toate bucățile astea Ok, cred că cam atât am găsit în peștera asta Deja dacă o să merg mai sus Mă rog, am ratat niște gol pe acolo pe undeva, dar nu contează Deja dacă merg mai sus o să Zi, o să Nu mai am șanse să găsesc diamante Pentru că, na, diamantele sunt la stratul ăsta Și mai sus nu mai sunt Și folosim toporul de diamond Pentru că oricum avem suficient diamond încât să mai facem unul Dacă ne dorim să facem chestia asta 11 pe diamante E perfect Ok, luăm și ironul de aici Bun, bun, bun Luăm și goldul Nu știu exact la ce mă poate ajuta goldul În afară de beacon Chiar nu știu Pot să fac un ceas din ăla am impresia să știu când e noapte și când e zi. Bă, lasă-mă. Hai că deja nu mai mi-așa frică de ei cum mi era înainte. Dar și dacă aș muri acum, cred că aș și nebuni, gen pe bune, chiar aș ne nebuni. Hai să luăm tot aeronul ăsta de aici și să mergem sus. Și acolo să încheiem și episodul. Și fraților, o să facem chestia cu peretele abonaților, însă nu pot să o fac din prima, adică, na, vă dați seama, trebuie întâi să facem chestii care ne ajută, după aia facem chestii pe lângă ce ne trebuie neapărat, știi? Dar deci, nu o să facem pe la episodul 20, poate, sau poate mai devreme, poate pe la episodul 15, hai să mergem sus, să fiu sigur că e totul bine și sunt în viață și sper să nu fie noaptea afară și să fie plin de mop pe acolo, pentru că ar fi oribil. Și oricum, acum că am 15 torți, o să pun pe lângă casă niște torțe, Adică e nevoie, frate, e nevoie de torțe pe lângă casă pentru că astea ne ajută super mult, zic eu. Nu? Și stai puțin, am fost în... am găsit un sat, nu? Am găsit un sat, am luat cărțile din el. Nu cred că am luat cărțile din el, așa-i? nu ești poftit, frate. Nu te-am invitat, pleacă de aici. Ok, hai să punem torțe pe lângă casă. Chiar dacă e zi acum afară, o să fie noapte și nu vreau să se spawneze chiar lângă casă mobi, adică, na, Cine ar vrea așa ceva? Nimeni, nu? Probabil că nimeni și oricum trebuie să spunem mult mai multe pentru că, na, e o zonă extrem de întinsă și nu vreau să fie probleme. Am adus diamantele acasă, suntem perfecti, adică Gucci to go, perfect to go. Și fraților, ne vedem în următorul episod. Apăsați butonul de like dacă vrei să apară, dacă, apăsați dacă vrei. Bravo, Max! Apăsați butonul de like dacă vreți să apară mâine următorul episod și dacă strângem multe like-uri la episodul ăsta, o să-l postez mâine. Eu am fost Max și ne vedem data viitoare. Pa, pa!